În mitologia românească, Dragobete era zeul tinereții al veseliei, dar și al iubirii. Mai este cunoscut și ca un personaj transmis din generație în generație de la vechi daci, transformat mai apoi într-un protector al tinerilor și patron al iubirii. Conform unor legende populare, Dragobetele este chiar fiul Babei Dochia, un tânăr chipe și iubăreț care obișnuia să se ducă toate femeile care ieșau în cale. Etnologul sărăjan Camelia Burghele susține că sărbătoarea are în mod egal valențe erotice, dar și legate de fertilitatea câmpului și exploatează simbolul păsărilor ca trimiși sau mesageri ai cerului. Acum se împerechează păsările nemigratoare, și prin similitudine împerecherea oamenilor va pune bazele cuplului. Logodna păsărilor sugerează logodna fetelor tinere. Un alt simbol folosit acum este cel al ultimei zăpezi, posibil încărcată cu valențe rituale necesare performării unor scenarii magico-erotice. Căci fetele adunau ultimele petice de zăpadă, denumită azânelor care se spălau pentru a rămâne albe și frumoase, precizează Camelia Burghele. Etnologul susține că sărbătoarea a fost reinventată forțat, fără să mai aibă multe reprezentări comune cu dragobetele tradițional. Avem de-a face cu o sărbătoare forțat reinventată în zonele în care a fost performată în satul tradițional și cu o sărbătoare inventată în zonele din Transilvania, unde este aproape inexistentă chiar și în memoria țăranilor, Asistăm așadar la alterarea tradiției sau la învecinarea total deplasată a acesteia cu chiciul și distorsiunea culturală, explică etnologul sălăjean.